și domnilor, bună seara! Sunt Marina Afanas și vă prezint ediția de astăzi a emisiunii Obiectiv Comun. Ce știm despre bani, despre gestiunea corectă a acestora, despre produsele și conceptele financiare? Educația financiară ne ajută să fim conștienți de riscuri și oportunități, să luăm decizii asumate în beneficiul nostru. Educația financiară vine în completarea măsurilor menite să garanteze informarea, protecția și consilierea în mod corespunzător a societății, care în fiecare zi este consumator de servicii financiare. Alegerea corectă în gestiunea banilor poate contribui la reducerea ratei creditelor neperformante, la sporirea diversității și securității economiilor și a investițiilor. În ediția de astăzi veți afla cele mai importante recomandări pentru buna administrare a bugetului personal, a investițiilor făcute în cadrul activității antreprenoriale. De asemenea, vom discuta despre cursurile de educație financiară pentru copii și tineri. Fiți aproape! Timp îți petreci gândindu-te la proprii bani? Îi controlezi tu pe ei? Sau ei pe tine? Se mai întâmplă de la o lună la alta să rămânem fără bani. Sau nu știm unde și pe ce s-au dus? Banii nu ar trebui să provoace stres. Mai degrabă siguranță și libertate. Învățăm azi cum să gestionăm eficient banii. Pentru un viitor sigur și prosper mâine. Am realizat o serie de activități care au avut drept scop creșterea nivelului de educație financiară, în special în rândul tinerilor. Tinerii au fost acel grup țintă și sunt în continuare acel grup țintă asupra cărora noi ne orientăm. În cadrul activităților am mers prin diferite școli, am organizat evenimente publice în care le-am vorbit tinerilor despre ce este educația financiară, ce este sistemul financiar, ce sunt produsele financiare și cum mai bine să interacționeze cu serviciile financiare. Evident, acest an ne-a făcut să trecem în mediul online, dar aceasta nu ne-a oprit. Banca Națională a Moldovei desfășoară parteneriate cu instituții de învățământ superior îndreptate spre realizarea unui proces de formare a viitorilor specialiști în economie, susținut de expertiza Băncii Centrale în calitatea sa de autoritate monetară și de supraveghere. Totodată, subiectul financiar bancar necesită o examinare și o prezentare nu numai în interesul profesional, adică pentru studenți și profesori ce au ca domeniu de studii și respectiv de predare sau cercetare domeniul financiar bancar. Dezvoltarea pieței financiare și a tehnologiilor informaționale pe un fundal concurențial tot mai accentuat, dar și pe fundalul dezvoltării altor segmente ale economiei, solicită cunoștințe financiare generale din partea tuturor membrilor societății. Scopul final este ca educația financiară să ajute populația, în funcție de nevoile și circumstanțele sale, să ia o decizie ce vor contribui la o mai bună gestionare a riscurilor financiare și la un sistem financiar mai stabil pentru a obține echilibru, protecție financiară și bunăstare în perspectivă. Una din ancorele, să spunem, unei abordări sănătoase stă în a face diferența dintre nevoie și dorință. Regula zgârcitului spune așa: dacă astăzi este Black Friday și am senzația că lucrurile extraordinare care se întâmplă pot avea și îmi trebuie și vreau să am acces la ele, a 5-a geantă, a 6-a telefon mobil, al 4-lea aspirator care are jumătate de litru mai mult pe cuvă decât cel pe care l-am astăzi și pe care l-am achiziționat doar acum un an, apropo, la celălalt Black Friday. Deci în momentul în care se întâmplă lucrurile astea, cel mai bine este să puneți, spre exemplu, înainte de Black Friday, lucrurile de care credeți că aveți nevoie să le puneți pe hârtie și să nu faceți nimic. Și să dormiți o noapte, să dormiți două și să vă gândiți: e o nevoie sau e doar o dorință? Inițiem discuția în platou cu invitații din această seară. Salut prezența doamnei Lilia Nacu, director executiv al Fundației pentru Educație Financiară OK, și domnul Stas Madan, economist superior în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group. Vă spun bună seara, bine ați venit la Obiectiv Comun. Bună seara și bine v-am găsit. Doamna Nacu,
Ce rol are educația financiară astăzi, în secolul 21, secolul vitezei informaționale a consumului? Mulțumesc pentru întrebare. Eu aș începe să dau răspunsul la ea, precizând ce este de fapt educația financiară, pentru că o să vorbim foarte, foarte mult astăzi la acest subiect. Ea se referă de fapt la o cultură financiară care presupune un set de cunoștințe, competențe care ajută să gestionăm mai bine și mai corect resursele noastre financiare și care ne asigură un echilibru și un confort financiar și psihologic. Iar rolul educației financiare, așa cum ați menționat dumneavoastră, devine din ce în ce mai important, tocmai din considerentele tehnologiilor informaționale care devin din ce în ce mai schimbătoare, din considerentul că suntem inundați zilnic de tot genul de bunuri și servicii care devin din ce în ce mai accesibile și sunt doar la o distanță click de noi, da? Aș mai sublinia și faptul că mediul social în care trăim acum este unul foarte schimbător și este unul foarte vulnerabil, plus modelul de banking, și acesta este unul în schimbare și este orientat de acum din ce în ce mai mult către o consiliere financiară. Deci toate aceste aspecte duc sau accentuează importanța creșterii nivelului nostru de cultură și educație financiară pentru a ne simți mai încrezuți în sine, pentru a avea confortul și echilibrul financiar și psihologic de care am menționat la început. Educația financiară, într-adevăr, este un termen relativ nou pentru societatea noastră, exact. Și este unul destul de complex. Nu este vorba doar despre informații, cunoștințe, aptitudini, exact. Atitudini anumite și un comportament financiar, exact. Care trebuie educat. Domnule Madan, pentru o perioadă mai mare de timp, dumneavoastră ați realizat un studiu foarte important, zic eu, pentru țara noastră în domeniul educației financiare. Ați discutat cu foarte mulți tineri. Vorbiți-ne despre el și despre rezultate. Ce concluzii ați tras? Care este comportamentul financiar al tinerilor noștri? Da, în general, abordarea noastră a fost să ne axăm pe tineri, pentru că ei pot fi cei mai ușor modelați, comportamentul lor poate fi cel mai ușor modelat. În același timp, dacă vorbim pe criterii de vârstă și corelăm cu aversiunea față de risc, de obicei tinerii sunt cei mai entuziaști și cei mai predispuși a face riscuri. Și atunci noi am targetat această categorie a populației, tinerii, pentru a învăța să facă riscuri asumate și conștiente, pentru că sigur, educația financiară este foarte importantă în spectrul deciziilor care le luăm noi în general în viață, indiferent ce profesie avem, în ce domeniu activăm, interacțiunea noastră cu sistemul financiar este una iminentă și inevitabilă și atunci este foarte important să avem o capacitate de răspuns pe măsură. Noi ne-am concentrat și noi atenția în ultimii ani pe educație financiară din mai multe motive. În primul rând, dacă o să analizăm diverse date statistice, o să vedem că populația interacționează mult mai mult cu sistemul financiar. Un exemplu elementar, dacă în 2014 din totalul portofoliului de credite persoanele fizice aveau doar 15%, în 2020 s-a ajuns la 35%, adică de la 6 miliarde la circa 16 miliarde. Iar dacă vorbim că în ultimii ani a avut loc și o expansiune foarte mare a organizațiilor de creditare nebancară, acest spectru de clienți care sunt și mai vulnerabili datorită specificului cum se acordă aceste împrumuturi. Deci, în sumă, noi avem, la moment avem cam între 600 și 700 de mii de persoane din toată populația țării care are luat un împrumut sau un credit bancar. Și atunci, sigur că este foarte important ca aceste decizii să fie asumate și oamenii să fie solvabili, adică să aibă capacitatea de a putea rambursa acele împrumuturi și să nu asistăm chiar la un proces de supraîndatorare a populației, care poate fi destul de periculos. Dar aceste studii pe care le-ați făcut și trainingurile, din câte am înțeles, este vorba de niște lecții care ați oferit copiilor, tinerilor,
despre ceea ce înseamnă un buget în familie, buget personal, cum să-l distribui, cum să-l administrezi corect. Spuneți-ne, care este comportamentul acestor tineri? Ce ați atestat? Care este situația? Ce știu ei despre asta? Acel studiu, de fapt, a fost o evaluare de bază a necesităților tinerilor și în funcție de concluziile acelui studiu, în dependență de acele concluzii, noi am și realizat ulterior trainingurile și ne-am focusat pe acele necesități reale care au ieșit din acel studiu. Ne-am concentrat în primul rând pe produsele de economisire și creditare, pe instrumente de plată, pe asigurări. Cu alte cuvinte, ne-am axat pe acele produse și instrumente financiare care sunt utilizate cel mai des de către populație și de către tineri în mod special, pentru că fiind impactați cel mai mult de aceste produse, este bine să o fac în mod conștient. Ultima activitate importantă din această serie a avut loc la sfârșitul lunii martie, atunci când, deci în fiecare an, OECD a stabilit Global Money Week, deci săptămâna globală a banilor, la sfârșitul, în ultima săptămână a lunii martie, deci în parteneriat cu Banca Națională, am dezvoltat o serie de traininguri bazate pe transfer de cunoștințe, de fapt, pentru că noi am educat o serie de elevi și studenți în calitate de ambasadori ai educației financiare, iar ulterior aceștia au mers în școlile lor, în universitățile lor și au realizat aceste traininguri supervizați de noi, bineînțeles, și astfel a avut loc un transfer de cunoștință și un efect la scară a propagării educației financiare. Să înțeleg că este o tradiție frumoasă în fiecare an realizați astfel de traininguri. Da, bineînțeles, și nu doar în cadrul acestei săptămâni a educației financiare. Anul trecut, spre exemplu, a avut loc și o tabără de vară a educației financiare, unde iarăși au participat câteva sute de elevi și studenți. Adică aceste acțiuni ale noastre sunt mai ample și noi după fiecare eveniment, inclusiv pentru a-l face interactiv, organizăm și o serie de quizuri și putem vedea și care este efectul acelor traininguri și în ce măsură tinerii reușesc să asimileze această informație, pentru că cel mai complicat în tot acest proces este să vorbești într-un limbaj cât mai simplu pentru ca tinerii să înțeleagă, pentru că atunci când vorbești într-un limbaj mai tehnic se primește un amalgam de noțiuni juridice și formule matematice care cumva sunt foarte greu de asimilat. Atunci când exemplificăm și aducem această teorie la nivel practic prin tot felul de exemplificări, sigur este mult mai simplu și tinerii devin și mai interesați pentru a înțelege care este impactul deciziilor lor în funcție de aceste instrumente și produse financiare cu care ei interacționează. Continuăm discuția despre proiecte dedicate educației financiare. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în parteneriat cu Camera de Comerț Americană din Moldova, a lansat o campanie națională de educație financiară. Apelul la educație financiară este adresat publicului larg și are drept obiectiv creșterea nivelului de cunoaștere al populației în ceea ce privește managementul financiar personal, mecanismele de economisire și investiții accesibile în țară. Ne-a vorbit despre proiect doamna Veronica Sirețeanu, doctor în economie, manager de politici, Camera de Comerț Americană din Moldova. Să urmărim. Campania Generația Inteligenței Artificiale reprezintă continuarea proiectului dedicat educației financiare Află totul despre bani, care a fost desfășurat în 2019-2020. De data asta am decis să implicăm mai mulți parteneri, îl facem împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Junior Achievement, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supraveghere Pieței, și încercăm să ajungem la cât mai mult lume pentru a le transmite anumite cunoștințe în ceea ce țin de domeniul financiar în vigilia gestionării eficiente a banilor. Noi planificăm pentru toamnă o școală de toamnă pe care o facem împreună cu Academia de Studii Economice și Asociația Obștească FINEDU. Se numește Școala de Toamnă FINEDU, de Educare Financiară, Financial Education, în care o să încercăm să
aducem copii din toată țara și să le vorbim despre tot ceea ce înseamnă finanțe publice, finanțe corporative, finanțe personale, nemijlocit, implicând traineri din mediul privat, din mediul public, traineri dedicați acestui domeniu. Asta ar fi domeniul elevilor pe care noi îl valorificăm. Recent am lansat împreună cu Ministerul Finanțelor un club a antreprenorilor onești. Este un club care, de fapt, îl facem și cu un partener tradițional al nostru, cu Asociația Oficească FINEDU, și care urmărește să transmită tinerilor antreprenori acest spirit de antreprenoriat onest. Deoarece mulți din cei care au fost declarați de către organele fiscale, organele vamale, drept antreprenori onești, sunt membri AMCEAM. Noi ne dorim că afacerile din Republica Moldova să se dezvolte într-un mediu concurențial corect, cu respect față de concurenți, cu respect față de angajați și cu respect față de angajamentele pe care le are o companie față de stat în sine. Deci situația este destul de complexă și interesantă, pentru că educația financiară este nu doar pentru copii, tineri, pentru fiecare dintre noi, dar și pentru antreprenori. Dincolo de asta, doamna Naco, am vrea să știu cine sunt beneficiarii fundației, a asociației pe care o reprezentați. V-ați propus să educați financiar întreaga populație a Republicii Moldova. Vorbiți-ne, vă rog frumos, cum putem deprinde acele aptitudini de a gestiona corect bugetul personal, dar și în cazul în care poate administrăm o afacere. Deci noi avem ambiția ca să devenim un centru de referință atunci când vorbim despre educație financiară. Programele noastre sunt foarte diverse și sunt destinate unui public divers, începând cu copii, tineri și adulți, atât persoanelor care nu sunt inițiate în acest domeniu, cât și persoanelor care sunt deja avizate, dar vor să-și îmbunătățească competența de gestiune corectă a resurselor sale financiare. Ce trebuie să facă? Intrăm pe site? Deci, avem participăm? E pe gratis? Sau? Deci, toate programele fundației sunt gratuite. Și ele sunt preluate de la partenerii noștri, organizații similare din Ungaria. Deci este vorba de Fundația Fei Andraș, care are deja o experiență de 20 de ani, mai bine de 20 de ani, în promovarea și livrarea programelor de educație financiară. Și partenerii noștri din România, Fundația pentru Dreptul la Educație, care are și ea deja mai bine de 7 ani experiență în livrarea programelor de educație financiară. Deci sunt gratuite, sunt accesibile atât online cât și offline. Avem o echipă de traineri pregătite pentru livrarea acestor programe de educație financiară și suntem foarte flexibili. Deci livrăm programe de educație financiară atât la cerere, cât și în bază de înscriere, utilizând, desigur, site-ul Fundației de Educație Financiară OK, www.okcentru.md, deci cu un simplu click ne accesați și puteți să vă înscriți la programele noastre. Doamna Naco, am văzut un buton magic, calculează-ți bugetul. Despre ce este vorba, căci nu am văzut așa ceva în cadrul altor asociații. Da, programele noastre au un caracter interactiv și poartă un caracter foarte practic. Adică persoana care participă la un program de educație financiară trebuie să plece acasă cu anumite cunoștințe și chiar cu anumite instrumente foarte utile. Inclusiv punem la dispoziția lor, deci un instrument care le permite lor să-și gestioneze bugetul propriu sau bugetul familiei. Sunt instrumente care le pot accesa direct pe site-ul nostru sau pot fi accesate și copiate pe aplicațiile sau dispozitivele personale și vine, deci sunt foarte utile. Pentru că le ajută să fie mai disciplinați din punct de vedere a gestiunii resurselor financiare. Continuăm discuția despre gestionarea bugetului personal, dar și în special al unei afaceri. Discutăm cu doamna Angela Gladei, consultant în afaceri, președintele Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova și Asociației Patronale a Companiilor Financiare Alternative. Bună seara!
Bună seara! Stimată doamnă, când, la ce vârstă, în viziunea dumneavoastră, ar trebui să înceapă educația financiară și de ce? Cred că cu cât mai devreme, cu atât este mai bine, pentru că sunt astăzi diferite instrumente de a da și copiilor pe educația financiară, adică de a cultiva interesul față de aspectele financiare, astfel încât ei să înțeleagă cum se produc lucrurile, începând cu deschiderea și gestionarea unui cont în bancă și terminând cu gestionarea afacerii propriu-zise, adică să vorbim în termen de povești cu copiii. Nu este o limită de vârstă, ori din experiența mea personală, am muncit și cu copii, am muncit și cu maturii. Sigur că metodologia este diferită de muncă cu copii decât cea cu adulții și cu maturii, dar copiii deprind foarte repede, pentru că ei trăiesc în lumea asta, ori contextul este cel care le sugerează niște lucruri, doar trebuie să le dăm definiția corespunzătoare ca ei să o înțeleagă. Deci este o diferență atunci când lucrezi cu un copil, când e un tânăr sau deja un adult în fața ta? Este foarte mare diferență, hai să spunem așa, tânăr, adult, poți să folosești metodologie cam similară, dar pentru copii trebuie folosită metodologie aparte. Dar ce instrumente credeți că ar spori interesul tinerilor pentru sistemul financiar bancar și ar facilita poate accesul la informații mai multe? Cred că, până la urmă, acea promovare pe care ar trebui noi să o facem, cei care suntem pe partea de consultanță și ar trebui să fie proactivă. Uitați-vă, vă dau un simplu exemplu. Noi am lansat compania Media Consultanță, un proiect care se numește De la idee la cifre cheie. L-am lansat proiectul pentru antreprenori. E un curs, de fapt, de formare care conține și partea de traininguri, pe partea de coaching și partea de mentorat, de fapt, cu instrumente aplicative, oricine își dorește să ia traiectoria antreprenoriatului și are doar o simplă idee, el trebuie să iasă până la cifre. Cu tot tabloul unui business plan sau, dacă nu un business plan, atunci un canvas, asta ar însemna proiecția unei idei de business, dar reflectată în cifre. Și copilul meu de 16 ani, la momentul ăla, mă întreabă: mama, dar de ce nu faceți cursul ăsta și pentru copii? Pentru că noi ce luăm astăzi în școală, zice, nu luăm aproape nimic și chiar nu știm aproape nimic de ce se întâmplă pe partea asta. Și nu te gândești că ar fi bine să faci redesign la cursul ăsta și respectiv să-l dai și copiilor? Și uite, la inițiativa ei, noi ne-am gândit și facem redesign pentru a-l da și copiilor, pentru că ei sunt chiar interesați, doar că informația care este astăzi pentru copii este într-o formă metodologică în care ei nu chiar o înțeleg, pentru că e complexă, sunt noțiuni și ar trebui noțiunile cele transformate și un pic redate altfel ca copilul să le înțeleagă. În cadrul asociațiilor de business pe care le reprezentați, ce rol au trainingurile, activitățile de mentorat dedicate antreprenorilor? Vreau să vă zic că un rol foarte important. Eu conduc Asociația Femeilor Antreprenoare, unde avem peste 50 de antreprenoare care sunt membre permanente, ori de altfel multe inițiative lansate și proiecte lansate de către asociație recent. De când suntem pe online, sunt lansate pentru toată lumea, nu doar exclusiv pentru membrele asociației. Am avut anul trecut un proiect de mentorat care a fost finanțat de un partener străin și proiectul de mentorat a fost de durată nu atât de lungă, a fost de 2 luni de zile, a fost foarte intens, dar în momentul în care l-am lansat împreună cu Ion Woman, ne-am gândit că ar trebui să fie adresat tuturor femeilor, nu neapărat celor care fac parte din asociație. Să știți că într-un termen foarte scurt am adunat cereri care cu greu le-am făcut față. Ne-am străduit să nu rejectăm nicio cerere, ori toată lumea care s-a adresat și a vrut să participe la programul de mentorat, să
facă parte din program. Am avut 4 trainer pe diferite dimensiuni, marketing, financiar, dezvoltare personală, de asemenea și strategie. Și în cadrul proiectului, în decurs de o lună de zile, practic atât a durat proiectul de facto, în decurs de o lună de zile, prin proiect au trecut mai mult de 100 de femei. Adică cererea este acolo, foarte multe lume are multe întrebări cu privire la înțelegerea contextului în care lucrează, reajustarea produsului, mai cu seamă considerând criza prin care trecem. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt aspecte tehnice. Foarte clare sunt întrebările cum să-mi păstrez automotivarea sau spiritul antreprenorial într-o perioadă de criză și cum să știu să mă ajustez astfel încât să-mi păstrez ținta sau viziunea strategică. Și la lucrurile astea am lucrat, adică cererea este doar că programele trebuie să fie foarte, foarte clar targetate și să considere acele întrebări care vin din partea auditoriului sau țintă sau celor persoane care participă la proiectele nemijlocit. Doamna Gladei, dar ce greșeli în gestiunea corectă a resurselor financiare comit frecvent antreprenorii noștri și în special acum în perioada de criză? Este dureros, dar trebuie să vorbim despre asta. În primul rând vreau să vă zic că ori de câte ori duc cursul financiar, mă refer la, în special la trei, spunem așa, rapoarte pe care toată lumea le cunoaște, dar puțină lume le înțelege ca atare, pentru că se teme să le înțeleagă, de fapt. Adică nu e nimic complicat. Sau eu sunt acea care lămuresc în niște noțiuni foarte, foarte practice și foarte uzuale, întâlnite din viața de zi cu zi. Bilanțul, profit și pierderi și fluxul de numerar. A treilea raport este un raport vital pe care, credeți-mă, sunt antreprenori deja mucăliți ca și experiență și ei nu-l au, ei nu încep ziua cu fluxul financiar. Adică asta ar însemna ce-mi intră, care sunt sumele care-mi intră astăzi sau mâine sau pe o săptămână sau pe o lună înainte și care sunt sumele care iesă din compania mea, pe care eu le datorez, ce obligațiuni trebuie să sting. Raportul ăsta întotdeauna trebuie să fie cu plus. Eu zic că dacă voi astăzi nu aveți un raport a fluxului de numerar pozitiv, adică soldul nu este pozitiv, ori n-aveți bani de un el suplini ca el să fie pozitiv, de fapt asta înseamnă că voi sunteți insolvabili și nu ar trebui să vă urcați în mașină pentru că n-aveți de unde cumpăra benzina. Adică dar ce deosebește până la urmă un manager eficient de unul mai puțin eficient din perspectiva cunoștințelor, abilităților de operare cu resursele financiare disponibile? Păi, asta și îl deosebește, în primul rând, claritatea, curiozitatea și curajul. Curajul care ține și de parte de risc, dar parte de risc înseamnă, de fapt, resurse financiare și înseamnă bani. Eu pot să-mi asum o investiție M, spre exemplu, care înseamnă un risc în situația în care noi suntem, ori în oricare situație asta înseamnă risc. Sunt aspecte pe care nimeni nu le poate planifica. Dar eu trebuie să știu că eu am, până la urmă, o rezervă, că în cazul în care nu merge varianta 1, o să meargă varianta 2. Păi, cel eficient are în față scenariul 1 și scenariul 2 și are soluții și pentru scenariul 1 și pentru scenariul 2. Dar cel neeficient nu are nici care scenariu. Și eu vorbesc nu doar scenarii teoretice, pentru că toată lumea are cumva, știți, niște planuri ne facem noi uneori, e o vorbă. Planul de acasă niciodată nu coincide cu cel de la piață. De ce? Pentru că se cer a fi puse pe hârtie cifre foarte clare. Și chiar și uneori punând cifre clare, trebuie să ai varianta ori scenariu B, pentru că s-ar putea lucrurile să nu corespundă cu ceea ce tu ai undeva planificat. Vă mulțumim asta foarte mult. Asta este și deosebirea. Asta este. Vă mulțumesc mult pentru aceste informații și pentru participare la emisiune. La revedere, o seară frumoasă să aveți. Seară frumoasă, cu mare drag.
Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, pe parcursul celor 14 ani de activitate, a oferit servicii de instruire pentru 38.000 de companii, dintre care 4.500 au primit finanțare în sumă totală de peste 665 de milioane de lei. Conform datelor oferite de ODIM, acest ajutor a generat investiții în economie națională de circa 2 miliarde de lei. Au fost create aproximativ 11.000 de locuri de muncă. Detalii despre serviciile de instruire pentru antreprenori în cele ce urmează. Primele activități care au fost realizate de ODIM au fost direcționate anume la ridicarea nivelului de cunoștință în domeniul antreprenoriatului. Ori, cum spunem azi, a fost axată activitatea de bază inițial pe dezvoltarea cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că ODIM-ul gestionează un program care este destinat instruirii continui cu privire la ridicarea nivelului de cunoștință a antreprenorilor în general, spun, și cei care doar își inițiază afacerea și pentru cei care deja au intenția de o dezvolta. Deci programul respectiv se numește Gestionare Eficientă a Afacerii. Deci este un program care activează iară de când a fost constituit ODIM-ul și în fiecare an, vreau să vă spun, programul respectiv este foarte solicitat, de atâta că încă o dată repet, este de fapt foarte clar separat tematica pentru start-up-uri, deci dacă vorbim de cadrul legal, este vorba de niște informații generale despre legislația care reglementează activitatea antreprenorială în Republica Moldova, formele juridice de organizare, ei și ține de cadrul legal, dar cunoștințele de bază care sunt necesare pentru inițierea unei afaceri. Din anul în care a fost introdusă ca disciplină bazele antreprenoriatului și în instituțiile profesionale de învățământ, în colegii, clar că nivelul de cunoștință, spunem, este puțin mai înalt decât a fost, să spunem, cu 14 ani în urmă. Dar oricum, toate programele care sunt gestionate de ODIM, mă refer la programele de suport pentru dezvoltarea, inițierea dezvoltarea întreprinderilor, cum ar fi, de exemplu, Start pentru tineri, Femei în afaceri, Pare 1+1 și programele nominalizate, deci prevăd și finanțare, deci este partea sau în componenta programelor respective este alocat grant, diferite sume, de pildă la tineri în afaceri este vorba de 180.000 pot beneficia ca grant, Femei în afaceri 165.000 și când vorbim de pare 1+1 este vorba de 250.000 dacă în delay. Și iată, participând la programele respective, deci toți, absolut toți participanții trec și o curs de instruire. Cursul de instruire de regulă este 48-50 de ore și în cadrul instruirilor respective, din nou, este pusă în discuție problema legată de ridicarea nivelului de cunoștință în domeniul antreprenoriatului, ca persoanele să poată gestiona, sau antreprenorii să poată gestiona mai eficient investițiile efectuate. În mare parte, datorită susținerii care este din partea statului, din partea Uniunii Europene, apropo, instruirile care sunt realizate în cadrul ODIM-ului sunt toate fără plată. Deci ele sunt finanțate fie din bugetul de stat, fie din banii Uniunii Europene. Și exact aceleași granturi tot sunt finanțate în mare parte din fondurile alocate de Uniunea Europeană. Când vorbim de instruiri, deci avem zeci de mii de persoane care au trecut prin procesul ăsta de instruiri, ori de ridicarea cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului. Dar când vorbim de dezvoltarea întreprinderilor, deci practic majoritatea întreprinderilor create de tineri, deci sunt, să-i spunem, create cu suportul organizației pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Același lucru ca acțiune de susținere, ODIM-ul o acordă și întreprinderilor mai mari, inclusiv și cele întreprinderi care sunt gestionate de femei. De exemplu, programul Femei în afaceri, deci are componenta 3 care prevede alocarea unei sume destul de consistente. Deja este vorba de 75.000 de euro pentru a-și extinde afacerea.
Deci programul ăsta a fost pentru prima dată lansat în 2020 și vreau să vă spun că cu succes au beneficiat circa 16 persoane de programul respectiv și au putut să-și finanțeze afacerea anume în scop de extindere. Odimul acum este în elaborare unui nou program, care el așa se va numi A doua șansă, și în cadrul programului respectiv sunt prevăzute instrumente cum de prevenire a situațiilor de criză, așa și instrumente care vor ajuta antreprenorii ca să depășească criza, inclusiv și cu instrument financiar. Domnule Madan, există aceste cursuri, traininguri, cursuri de informare în cadrul ODIM, dar cu siguranță există și alte oportunități. Cum sunt susținuți informațional antreprenorii, în special acum în perioada post-criză? Da, atât ODIM cât și partenerii de dezvoltare în general au mizat pe susținerea informațională a mediului de afaceri, pentru că mai ales în această perioadă de criză în care lucrurile sunt în continuă schimbare, evident adaptabilitatea este cea mai importantă trăsătură care definesc businessurile care reușesc până la urmă să treacă prin această situație de criză. Cum a menționat foarte corect și doamna Gladei, mai ales suntem într-o perioadă în care managementul financiar și managementul lichidităților a devenit și mai important. De aceea este nevoie să punem pe tapet cifrele, să cuantificăm și să... Deci importanța planificării în această perioadă a crescut enorm pentru că cadrul de activități a devenit și mai imprevizibil și, bineînțeles, că agenții economici au nevoie de resurse informaționale să afle în timp real despre modificările care au loc pentru a lua decizii bune pentru gestionarea afacerii. Mai ales vorbim despre start-up-uri, pentru că dacă ne uităm la datele privind demografia întreprinderilor, rata de supraviețuire a companiilor noi create este una foarte mică, chiar și în condiții de stabilitate economică, ori în condiții de criză, acest spirit antreprenorial este și mai mult afectat și atunci, bineînțeles că aceste resurse informaționale sunt foarte importante și nu doar informaționale, în general și cele financiare. Noi am discutat și anterior despre rolul statului în susținerea business-ului care a fost în Republica Moldova în această perioadă din pandemică. Din păcate a fost unul mai limitat, de aceea business-ul nostru a reușit să supraviețuiască în condiții mult mai grele și cei care au depășit această criză s-au imunizat, să spunem așa, mult mai... afacerile lor au devenit mult mai imune la crize. Pentru a fi și mai interesanți pentru publicul nostru de la TVR Moldova, zic să revenim la educația financiară pentru noi, pentru fiecare, pentru familiile noastre. Educația e cea mai bună investiție. De această părere este domnul Adrian Asoltanie, trainer și antreprenor în România cu o experiență de 20 de ani în sectorul financiar. Îi spun acum bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și noi aici la Obiectiv Comun. Care este rolul educației financiare și celei antreprenoriale în epoca în care trăim, în care suntem tentați să cheltuim din ce în ce mai mult? Păi, părerea mea este că educația financiară în primul rând despre viață. Nu știu dacă cei care ne urmăresc s-au gândit vreodată că aproape 80% din timpul nostru treaz, de când ne-am trezit dimineața până ne culcăm de seară, o să-l petrecem într-o relație cu banii noștri, ori să-i producem, ori să-i cheltuim, ori să-i economisim sau, Doamne ajută, să-i investim. Deci atât de mult din viața noastră este consumată în legătură cu această resursă despre care nu prea ne învață nimeni, nici pe la școală, nici pe acasă. Și atunci educația financiară e extrem de importantă pentru că, pe de o parte, ne ajută să înțelegem și să conștientizăm bine ce resurse avem la dispoziție, cât de pregătiți suntem. Că o fi criză, nu prea suntem noi pregătiți nici în vremurile bune. Adică să înțelegem, de exemplu, pe câte picioare financiare stăm, adică câte surse de venit avem. Și asta e valabil și dacă ești o persoană singură, și dacă ești o familie, un cuplu, și dacă ești o firmă,
Da? Se aplică aceleași principii sănătoase și după aceea să-ți dai seama pe ce ți se duc banii. Da? Adică să poți să-ți calculezi și să-ți organizezi foarte bine un buget personal. Domnule Soltanie, dar există o cultură europeană în domeniul financiar? Suntem noi diferiți? Cu siguranță că există mai multă experiență. Cu siguranță că există mai multă experiență în relația asta cu banii, la nivel individual și personal, pentru că noi avem o perioadă ceva mai tânără, da, după comunism, în care am început să vedem ce este economia de piață, care sunt oportunitățile, care sunt riscurile, deci sunt diverse provocări pe care abia acum le-am descoperit. A fost și o perioadă în care banii veneau poate ceva mai ușor, pe anumite categorii, pe anumite zone, ne-am trezit că nu prea știm ce să facem cu ei, cum să-i drămuim. A venit criza trecută, iată că a venit și criza actuală, care ne-a luat puțin pe nepregătite și atunci ușor, ușor încercăm să recuperăm acest diferență. Dar e foarte important ce facem fiecare, dincolo de programe guvernamentale, europene și așa mai departe, e foarte important ca fiecare persoană, la el acasă, cu soția, cu soțul, cu copiii și așa mai departe, să își pună pe hârtie un buget personal pe 12 luni, bugetele se fac întotdeauna pe 12 luni și spui pe hârtie ce bani îți intră în 12 luni ca să înțelegi ce resurse îți trec în casă într-un an de zile. Dar nu e prea mult, 12 luni, adică e o perioadă destul de mare de timp, iată vine o pandemie și nu mai știi ce faci. Asta e o regulă generală. Întotdeauna este bine să-ți vezi banii la o scară ceva mai mare și vă zic și de ce, pentru că de multe ori când o persoană gândește pe termen scurt, da, la zi, la săptămână sau chiar la lună, nu-și înțelege cu adevărat toate resursele care îi trec în casă. Faceți de curiozitate exercițiul ăsta ca să vedeți câți bani v-au trecut în casă într-un an de zile, anul trecut, acum 2 ani și așa mai departe. Gândiți-vă pe câte picioare financiare stați, pentru că asta vă dă, spune multe despre siguranță, despre stabilitatea voastră, da? Câte surse de venit aveți și foarte important să aveți măcar 3 surse de venit într-un cuplu, într-o familie sau chiar și pentru o persoană singură. Și după aceea, în partea cealaltă, uitați-vă la cheltuieli, la fel pe 12 luni. Și o să înțelegeți mult mai bine pe ce vi se duc banii la o scară ceva mai mare. Eu vă dau un exemplu foarte simplu, nu știu cum să echivalăm prețurile, dar închipuiți-vă cât se fumează într-un an de zile, câți bani se fumează într-un an de zile sau câți bani se duc pe cheltuielile mașinii, de exemplu, când pui și benzina și parcarea și spălat și asigurări și reparații și cauciucuri de vară, cauciucuri de iarnă. Dar în momentul în care pui aceste categorii și le calculezi pe un an de zile, abia atunci înțelegi cu adevărat pe ce ți se duc bani. Calculăm venitul tot pe 12 luni, ușor. Că nu, întotdeauna, bugetul e întotdeauna, puteți să descărcați de la mine de pe site un formular gratuit, da? Intrați, îl descărcați și vă ajută, vi-l faceți singurei și o să vedeți în momentul ăla mult mai clar ce bani intră și pe ce se duc. Și veți putea să umblați pe aici, pe acolo, ca să vedeți unde este poate un pic de risipă, unde este poate un pic de viciu, unde este poate un pic de neatenție sau de așa mai departe. Dar care sunt cele mai frecvente provocări atunci când vine vorba despre cheltuieli și venituri? Unde greșesc românii de nu le ajung banii? Unde greșesc toți oamenii, și românii și dragii noștri de peste Prut, toată lumea greșește în zona asta. Prima greșeală este faptul că de îndată ce iau bănuții, încep să-i plătească pe alții în loc să se plătească pe ei înșiși. Această regulă este vitală, plătește-te pe tine primul. Dragilor, când v-au intrat salariul sau dividendele sau v-au intrat bănuții în casă, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este întâi să puneți ceva deoparte, un 10%, un 15% și după aceea, cât o fi de puțin, da? 10 lei, 50 de lei, 20 de euro, nu contează. Este mai important obiceiul de a pune întâi deoparte și după aceea să-i cheltuiesc. Asta ar fi prima greșeală. După aceea, pentru că nu avem buget, nu știm pe ce ni se duc banii cu adevărat. Și atunci o să observați, mai ales cei care au mașină personală, dacă și-ar face o astfel de calculație pe un an de zile, pe 12 luni, o să vadă cât de mult din bugetul lor se duce pe această categorie, pe transport, care n-ar trebui să depășească 5% din venitul lunar. Dar o să vedeți oameni care muncesc 2 luni, 3 luni, 4 luni pe an, muncesc doar pentru cheltuielile mașinii. Și lucrurile astea le descoperi când îți faci bugetul.
Dar ce recomandări aveți pentru toți cei care vor să câștige mai mult și să fie mai cumpătați când fac cumpărături? Atunci când vine vorba de a fi cumpătat, asta vine din două lucruri. Pe de o parte, important este să ai un obiectiv, adică să vrei să fii cumpătat pentru ceva anume. Oamenii foarte greu le vine să fie cumpătați așa de aia, cum se zice, da? Adică pur și simplu. Gândiți-vă că de multe ori ne este mult mai ușor și mai simplu să ne organizăm când strângem bani pentru ceva anume. Ori că o fi un avans de casă, ori că o fi bani de mașină, ori că o fi bani de nunta copilului, ori că o fi bani de facultate a copilului. Adică atunci când strângi bani pentru ceva anume, ți-e mai simplu. Și atunci, ăsta e primul pas pe care vi l-aș recomanda, să vă fixați genul ăsta de obiective, adică să aveți pentru ce să strângeți bani. Pentru că, altminteri, fără un obiectiv, nu prea ne ținem de treaba asta. Bugetul, iarăși, revin că este esențial să înțelegem ce și cum stăm, iar când vine vorba de a câștiga mai mulți bănuți, eu am un sistem de 5 pași în care facem lucrurile astea și încercăm să câștigăm mai mulți bani. Primul pas, pe care, din păcate, eu am observat că oamenii îl fac pe dos, adică fac pașii în ordinea inversă. Primul pas, după părerea mea, ar fi căutați la serviciul pe care îl aveți sau în afacerea pe care o aveți, în jobul de care vă ocupați acum, căutați acolo toate posibilitățile de a câștiga mai mult. Da? Vedeți dacă puteți să faceți ceva în plus, să fiți mai productivi, să dați mai multe telefoane, mai multe, nu știu, vizite de vânzări, să căutați clienți mai mult. De ce? Să avem venit mai mare și să economisim mai mult. Asta ar fi soluția ideală. Soluția ideală, da, e greu de făcut simultan. Eu de-aia zic, primul pas este făcut bugetul și făcută curățenie pe acolo, da? Și după aceea umblat la partea de venituri suplimentare, plecând de la ceea ce faceți deja în momentul ăsta. De ce? Pentru că investiția este minimă sau zero chiar. Riscul iarăși este foarte mic. După aceea vedeți ce pasiune aveți sau ce hobby-uri aveți. Domnule Soltanie, cu siguranță că este un subiect extrem de interesant și revenim la el. Vă mulțumim foarte mult pentru tehnicile împărtășite acum în emisie directă. Vom reveni cu o invitație, cu siguranță. Mulțumesc mult, la revedere! Seara frumoasă, la revedere! În concluzie, estimați invitații, am vrea să știm și recomandările dumneavoastră pentru fiecare dintre cei care ne văd acum acasă, ne urmăresc și vor să cunoască cum să-și administreze mai bine bugetul, veniturile, astfel încât să depășească această perioadă mai complicată pentru fiecare dintre noi, marcată de post-criză și de, cu părere de rău, destul de multă incertitudine. Eu aș recomanda ca să accesez site-ul fundației pe care o reprezint, Fundația Educație Financiară OK, să participe neapărat la programele care sunt livrate atât pentru adulți cât și pentru copii, pentru că aici spun bazele a unei vieți financiare corecte și sănătoase. Deci să fie activi și să fac la un click distanță este toată informația. Deci, vă rog mult. În primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că educația financiară înseamnă niște deprinderi de viață, de fapt, care în funcție de deciziile care le luăm, ne impactează într-un fel sau altul. Respectiv, este foarte important ca oamenii să se intereseze de tot acest instrumentariu care îi poate ajuta să ia decizii mai bune și cum a menționat și doamna Nacu, sunt destul de multe resurse și apar tot mai multe resurse cu diferite produse și instrumente financiare din serie de educație financiară, apar tot mai multe oportunități. Acum, la nivel național, apropo, se discută și realizarea unei strategii de educație financiară. Banca Națională și-a creat chiar și o diviziune aparte în acest sens. Deci, în general, instituțiile financiare și mediul financiar, societatea în general livrează tot mai multe instrumente pentru a îmbunătăți aptitudinile de educație financiară. Acum, cea mai mare provocare este ca populația, tinerii să reușească și să le asimileze și să manifeste interes în acest sens. În cazul tinerilor, spre exemplu, din ce am văzut și din studiul nostru, în general, cunoștințele, din păcate, sunt destul de precare în materie de educație financiară, atunci
atunci când intrăm mai în profunzime, dar același studiu arată un interes destul de sporit de a învăța noi deprinderi, respectiv toate aceste tendințe de apariție de noi resurse de a învăța despre educația financiară se pliază foarte bine, sunt binevenite și trebuie să continue. Stimați invitați, vă mulțumesc mult pentru prezența în platou, pentru această discuție utilă. Da, mersi. Mulțumesc, o seară frumoasă. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi. Acesta a fost Obiectivul Comun de astăzi. La revedere!